Îmi doresc un roman de care copiii mei să fie mândri. Îmi doresc un roman frumos, un roman cu oameni educați. Îmi doresc ca romanul să fie un oraș prosper, în care romașcanii să beneficieze de servicii medicale de calitate. Îmi doresc un roman performant în toate proiectele pe care și le-a propus. Îmi doresc un roman frumos, ca ziua de astăzi. Îmi doresc un roman curat, un roman al romașcanilor. Îmi doresc ca romanul să devină un oraș european prin folosirea energiei neconvenționale. Îmi doresc un roman sigur, un roman european. Îmi doresc ca romanul să rămână un oraș curat. Îmi doresc ca această comunitate, unde m-am născut, să fie o comunitate bazată pe proiecte durabile. Îmi doresc să continuăm pentru un oraș european. O echipă pentru roman, un roman pentru marea familie. Laurențiu Dan Leureanu și echipa liberală. Cu noi, viitorul are sens. Bună ziua și bine v-am regăsit aici în studioul Roman 24. Pentru următoarea jumătate de oră vorbim despre o emisiune electorală. Aici, ca de fiecare dată, aflați informații despre toți candidații la funcția de primar, la funcția de consilier local și consilier județean pentru alegerile locale din 5 iunie. Invitatul pentru astăzi alături de mine este domnul primar Laurențiu Leureanu, candidat din partea PNL. Bună ziua, bine v-am găsit. Bine v-am găsit, bună ziua și romașcanilor. Nu o să fac foarte multe prezentări, pentru că acum romașcanii, cred că toți romașcanii vă cunosc. Dacă poate președintele țării, nu știu clar cine este, de Laurențiu Dan Leureanu sigur a auzit. Da, într-adevăr, pentru că activitățile au fost multiple în acești 8 ani, prezența mea în diferite locuri și la diferite activități a fost permanentă. De exemplu și azi noapte, cu ocazia acestor, când a zis cu ocazia, parcă ar fi un lucru bun, adică datorită acestor evenimente cu cod portocaliu de ploaie, am avut mai multe intervenții și mai multe probleme evite în cartierul Petru Rareș și în cartierul Nicolae Bălcescu, în zona Islazului, în zona Principatele Unite. Am fost prezent azi noapte acolo împreună cu echipele noastre de intervenție. Deja, după cum vedeți, ele sună, pentru că la 10 și un sfert am programat un comitet pentru situații de urgență și voi fi prezent și acolo imediat. Dar, sigur, am răspuns invitației dumneavoastră și am venit aici pentru că așa este corect și frumos să fim în fața romașcanilor, să le spunem ce am făcut, să le spunem ce vom avea de gând să facem, astfel încât ei să fie în deplină cunoștință de cauză. Pentru că ați menționat de acest cod portocaliu și necazurile pe care uneori vremea ni le aduce. S-a tot vorbit despre tăierea copacilor și eu țin minte în zona mea acolo la pescărie, la Roman Vodă, în zona aceea, un copac care s-a prăbușit în urma unei furtuni peste un bloc, distrugând un balcon. Am văzut foarte multă agitație. Da. Un balcon și o mașină. Eu, de exemplu, chiar mă tem în zona mea, sunt foarte mulți copaci, sunt toaletați, este drept, dar unii la un nivel foarte, foarte înalt, sunt bătrâni și totuși oamenii nu știu dacă au înțeles. Nu înțeleg, da. Eu, de exemplu, și când am făcut intervenții pe tineretul lui, chiar și acolo unde spuneți, dar da, și în partea mai de sus, am găsit copaci în diametru de 80-90, chiar și un metru, care se țineau efectiv în scoarță și într-o bucată de lemn care nu depășea 4-5 cm. Acei copaci, la o singură cedare într-un singur punct a scoarței, se rupe acel inel care asigură flotabilitatea copacului și automat poate să producă un dezastru, pentru că a cădea un copac de o asemenea dimensiune, care el însuși are câțiva metri cubi de lemn, vă dați seama că produce un dezastru. Așa cum am căzut atunci, bine, a venit pe bloc, n-a putut să spargă betonul, dar în schimb balconul care era tot din beton și ferul l-a făcut praf. De aceea trebuie avută foarte mare atenție și să se înțeleagă că intervențiile nu sunt un moft al meu sau o solicitare a nu știu cui. Practic sunt niște analize făcute de comisii în care sunt și echipe din administrația primăriei și din Silvic și din mediu. Nu se iau deciziile pe picior și ba chiar mai mult în ultimii ani, chiar am insistat la intervențiile asociațiilor care vin la noi și ne solicită dacă vreți toaletări masive sau chiar tăieri de arbori, încerc să-i ponderez, dar acolo unde realizez și eu că nu se poate, nu se poate. Trebuie să intervenim, pentru că nu suntem într-un parc național în care nu se intervine și se lasă copacii să se prăbușească, cum e în Retezat sau cum e în Yellowstone, în Statele Unite. Deci, până la urmă, intervenția omului într-un oraș este prezentă și trebuie să se facă prezentă și asupra acestui aspect. Mai mult, noi venim din urmă și în acest an am plantat peste 1500 de pomi. Practic, de când sunt eu primar, am și făcut o analiză, s-au tăiat până în 200 de arbori.
și s-au toaletat circa 500 de arbori, dar s-au plantat peste 15.000 de arbori în centrul orașului și în periferie. Din aceștia o să spună mulți, da, dar mulți nu s-au prins. Da. Eu nici nu spun să se prindă, că n-au cum să se prindă toți. O treime, dacă s-au prins din 15.000, înseamnă 5.000. Și din aceștia, dacă 10% nu mai ar ajunge la maturitate, deja sunt 500 și face mai mult decât tot ceea ce am intervenit noi. Iar noi în fiecare an facem aceste plantări, tocmai că ne interesează să păstrăm un mediu curat, un aer curat, dar în același timp nici bunurile materiale, dar mai ales persoanele să nu fie sub impactul negativ a unei prăbușiri de arbori. Așa cum spuneam și la începutul emisiunii, noi încercăm să informăm pe oameni astfel încât să ia deciziile cele mai bune la alegeri și am văzut că printre proiectele contra candidaților dumneavoastră mai există și lucruri care sunt imposibil de făcut de către un primar, de către un consilier local sau consilier județean și despre dumneavoastră la început de mandat s-a spus microhidrocentrala că este o gogoașă electorală vândută romașcanilor, totuși o vedem funcțională, acum înțeleg că și la capacitate maximă. Acum, cu cele două turbine. Cu cele două turbine merge pe capacitate maximă. A mai fost chiar o afirmație a unora din contracandidații mei care spuneau, și o leg de aceasta și am să fac un răspuns rotund, spuneau așa, bun, și în 2008 Leoreanu era la început, n-avea experiența de acum, nu știa toate lucrurile de acum, cum suntem și noi. Deci plecăm pe picior de egalitate cu el, cum era el în 2008. Este fals, pentru că eu în 2008 când am candidat la primărie, veneam după 11 ani de manager educațional, director la Colegiul Tehnic Miron Costin, eram formator național, membru în corpul experților naționali pe educație, 4 ani consilier local, 4 ani șeful. Da, 4 ani șeful corpului de control al inspectorului general. Adică aveam o experiență, preluasem un liceu de la 45 de cadre didactice, de la 457 de elevi cu două forme de învățământ și l-am dus la 125 de profesori, personal didactic, la 68 personal didactic și didactic auxiliar, la 2000 de elevi cu 7 forme de învățământ. Deci reușisem o transformare, ba mai mult decât atât. La vremea aceea, că mulți spun, da, păi atunci nu s-au atras fonduri pentru că nu erau fonduri europene. Fals! Erau fonduri pentru preaderare. Erau ISPA, erau FARE, erau FARE-TVET. Ei, eu la vremea aceea trăsesem un fond FARE pentru reabilitarea unui service auto cu toate dotările și cu toată aparatura de aproape 100.000 de euro și am reușit să atrag cel mai mare proiect din Moldova pentru unități școlare pe rețeaua de alimentație publică și rețeaua hotelieră bază de întrunire pentru profilul economic. Adică dintr-un cantina am făcut hotel pilot pentru ca elevii să învețe acolo cei din profilul alimentație publică și din cămin am făcut un hotel pentru ca elevii să aibă bază de instruire cei din domeniul hotelier. Un proiect de 1,5 milioane de euro la vremea aceea însemna foarte mult. Prin urmare, veneam în spate cu abilitatea de a conduce sute de oameni, mii de elevi, fonduri europene, organ de control fiind șeful corpului de control al inspectorului general, dar și în administrație fost consilier local. În momentul în care n-ai condus măcar 20-50 de oameni, e foarte greu să administrezi un oraș, pentru că trebuie să ai abilitatea de a discuta cu omul. Cel mai greu e a lucra cu omul. Trebuie să ai noțiuni de administrație publică, trebuie să ai anumite competențe și abilități pe care ți le dau atât studiile, dacă și practica, care împreună poate să-ți dea acea expertiză pentru a conduce. Apoi când am propus acel proiect cu hidrocentrala, eu nu l-am scris așa de pe un perete. Noi ne-am întâlnit aici la Roman înainte de campanie, pentru că eu la vremea aceea aveam doi adversari foarte puternici. Da. Era vorba de domnul Cărpușor, care fusese primar și avea o experiență, era vorba de domnul Ustărescu, care era deputat, avea o anumită experiență și practic atunci erau trei oameni care se băteau, având fiecare în spate o expertiză. Ei, la vremea aceea eu am adus și de la București, de la Institutul Național de Cercetări Hidroenergetice și am adus și de la Piatra, expert cu care am mers. Am bătut Moldova de sus de la pod, de înainte de podul de fier de unde se întâlnește cu tirului, de jur împrejur până am ajuns în jurul aproape de groapa de gunoi și am văzut unde se pretează cel mai bine. Am făcut anumite măsurători, au preluat acești specialiști și ne-au dat și o soluție tehnică. Sigur, o soluție tehnică nu fundamentată.
introdus în documentație tehnică, dar o schiță ca un fel de studiu de pre-prefezabilitate. Adică când am anunțat eram convins că se poate. Semnul meu de întrebare și emoțiile mele au fost ridicate, finanțarea, dacă vom putea prinde o astfel de finanțare. Mai mult, această finanțare a fost prinsă, iar Romanul a câștigat de pe poziția 4 pe țară la punctaj. Iar proiectul de la Romanul a fost considerat cel mai de succes proiect implementat pe energie verde. De altfel, acest proiect a și fost premiat pe țară, cu locul întâi pe țară, la cel mai curajos proiect și proiectul care multiplică fonduri pentru o primărie sau o administrație publică locală. Eu pot să vă dau niște date foarte concrete, pentru că mulți au spus, da, s-a făcut, dar nu funcționează, n-are avizie. Iată, eu am exact pe luni, pe anul 2015, pe turbina A, am 539.025 de kWh. Pe turbina B, tot pe 2015, am 626.362 de kWh. Pe turbina A, pe 2016, am 478.275 de kWh, iar pe turbina B, 83.892. A funcționat mai puțin pentru că n-a fost apă suficientă de a merge în două turbine. Acum mergem în plin în două turbine, că este apă slavă Domnului. Total energie produsă în 2015 este de 1.165.387 de kWh, iar în 2016 562.167 kWh. Un total 1.730 de MWh, ceea ce înseamnă echivalent în lei, adică o economie producând energie, eu mă compensez cu furnizorul meu de energie, în sensul că nu-i mai plătesc energia necesară iluminatului public. Economia care se face în buget în acest fel este de 3.313 miliarde lei vechi. Contribuția noastră pe care noi am pus-o, pentru că lucrarea totală pentru această investiție a fost de 4.935.000 de euro, aproape 5 milioane de euro. Din acestea, 1.225.000 a fost TVA-ul care l-am recuperat. Da. Iar contribuția noastră a fost 2%. Banii puși de noi, practic, sunt 402.000, adică 4 miliarde de lei vechi. Din cele 4 miliarde de lei vechi, noi deja am recuperat 3,3 miliarde. Adică, practic, în această vară, noi acoperim banii noștri. Iar faptul că s-a spus că nu, iată, vreau să arăt la cameră licența de la ANRE, de la Agenția Națională de Reglementare Energiei Electrice, de producere energiei electrice, pe care o avem pe municipiul Roman, da? Deci unitatea administrativă teritoriul municipiul Roman, nu vreo firmă, și s-a spus că nu avem avizul de gospodărire a apelor române. Iată și avizul de gospodărire a apelor române pe care îl avem de la Direcția Apele Române Siret Moldova, pe care o avem cu semnăturile a tuturor factorilor de răspundere care asigură că hidrocentrala este în condiții normale, satisface condiții de ape și de mediu și poate să producă energie electrică. Despre asta e vorba, am vrut să arăt niște date ca lucrurile să fie de plină cunoștință de cauză, iar din acești bani în economie, noi anul trecut am reușit să asfaltăm Bogdan Dragoș, am reușit să asfaltăm Smirodava și Bulevardul Republicii. Din banii din economia produsă de anul trecut. Din economia pe care hidrocentrala, prin energia produsă, o produce în acest an, am asfaltat deja Islazului Primăverii Mihai Viteazu. Mihai Viteazu am reușit să o asfaltăm ieri. De asemenea, Petru Rareș și urmează și Bucovinii. Deci, iată, 5 străzi care se fac doar din economia pe care microhidrocentrala o aduce prin producere de energie electrică. Bun. Astea sunt lucruri clare. Romașcanii, de-a lungul timpului, pe dumneavoastră, în conferințele de presă, v-au și ascultat. Eu bănuiesc că oamenii totuși au urechi să audă, să vadă ceea ce s-a realizat. Sunt lucruri importante. Spuneați de asfalt, spuneați de microhidrocentrala, centrală, dar avem și partea asta de distracție, ștrandul, un obiectiv care a surprins pe toată lumea și mai ales pe dumneavoastră, că nimeni nu se aștepta. Totuși, da, ați văzut, aveți și oameni care spun, ce ne trebuia nou ștrand în Roma, sau mai bine decât să facem ștrandul, făceam altceva. Da, trotuare. Da, sau sunt foarte mulți oameni care... Nu putem să-i mulțumim pe toți. Nu putem să-i mulțumim pe tot. Nici nu mi-am propus acest lucru. Eu mi-am propus să mulțumesc cât mai mulți oameni din Roman. Iar acest strand a fost un deziderat anunțat încă din la sfârșitul primului mandat, pentru mandatul al doilea. De aceea am vrut să-l realizez. Mă bucur că am putut să realizez. Într-adevăr, m-a surprins și pe mine numărul de oameni care au dorit să se bucure de această facilitate. Circa 60.000 au fost anul trecut din Roman, dar și din localitățile din jurul municipiului Roman, drept pentru care în acest an am multiplicat numărul de umbrele și de șezlonguri. Practic anul trecut am avut 500 de șezlonguri și 250 de umbrele. În acest an vom avea 1000 de șezlonguri și 500 de umbrele. Am amenajat și un teren de volei pe nisip cu forțe proprii.
Iar lucrările continuă în partea de divertisment. Mulți au spus, da, s-au făcut lucrări anul trecut, acum face din nou lucrări, alți bani. Atenție, vreau să așez lucrurile foarte clar în albia lor firească. În sensul că lucrările care continuă sunt în același contract. Nu înseamnă niciun leu în plus, ci în suma totală care a fost stabilită prin licitație și care se derulează în continuare. Mai mult decât atât, vreau să vă informez că nici măcar nu voi achita toți banii după terminarea, că până la mijlocul iunie se termină toată lucrarea. Nu-i voi achita pentru că eu îmi păstrez o rezervă să văd cum răspunde lucrarea când apar ploi, când este vânt, când este pusă la efort, când la mulți oameni cum rezistă. Și atunci eu trebuie să-mi iau o marjă de siguranță în momentul în care ceva cedează să pot interveni, să chem constructorul. Uite, ai bani dintre ai tăi, ea și rezolvă problema, dar pe banii tăi, nu pe banii primăriei. Deci ca să răspund foarte clar, se încheie acum în iunie, dar tot un același contract, tot un aceiași bani, niciun leu suplimentar. Eu zic că este un obiectiv foarte frumos, mai ales că în acest an am construit și o scenă și un foișor de unde se va filma, iar pe forțe proprii, pentru că nu a fost prins în proiect, vom amenaja acolo un amfiteatru în aer liber, pe schelet metalic, între 200 și 300 de locuri, astfel încât de pe această scenă să se poată juca teatru, să se poată rula un film. Iar eu am gândit când am fost acolo ca aceste scaune care vor fi montate în amfiteatru pe un fel de tribună metalică, fiecare să aibă și câte o măsuță. M-am gândit că omul stă la film, la o piesă de teatru, la un spectacol. Poate să servească o cafea, poate să bea o bere, poate să ia o gustare, astfel încât să se simtă bine, să creăm o facilitate cam cum ar fi pe cinemaurile americane, unde se stă bine acolo și sunt de două feluri, cei care privesc din mașini și cei care privesc din tribune, din gardene. Așa vrem și noi aici un sistem să facem pentru gardene. Iar mai mult, în spatele acestei scene, am văzut că este spațiu suficient, am pus să se fie nivelat, să fie ierbicidat, iar apoi să fie însămânțat cu gazon și de ce nu, în anii următori, acolo fiind un spațiu destul de generos, împreună cu tot cu parcarea, să putem organiza ori zilele municipiului Roman, ori diferite manifestări, pentru că avem toate facilitățile acolo. Și curent, și apă, și canal, și toalete publice, tot ce ne trebuie avem acolo. Da, dar să știți, eu am aruncat această chestie și de ieri și mi-au venit foarte multe reacții împotrivă, pentru că oamenii au spus, noi, mai ales cei care au mai umblat pe afară, noi am circulat afară, am văzut că în toată Europa, în toate orașele, zilele orașului se fac în centrul orașului, se oprește totul, sunt niște manifestări speciale, deci eu cred că înainte de a lua decizia asta, până la urmă am să-i fac o dezbatere publică, astfel încât să ne supunem majorității, pentru că vor fi și oameni cărora nu le convine, dar dacă din 10 ai 7 sau 8 care zic să facem într-un anumit fel, majoritatea trebuie ascultată. Asta este până la urmă. Bun, dar până la urmă sunt 4 zile de acție în centru, da. Și tot în rest sunt manifestări pe care se... Eu am fost la Viena și acum când am fost în Elveția, la Geneva, vreau să vă spun că în sărbătorile în centrul orașului se anunță într-adevăr din timp, dar se opresc, se redesenează traseele la autobuze, la troleie, se modifică stațiile de taxi. Adică, practic, se întoarce orașul pe dos și toată lumea așteaptă cu bucurie. Vin zilele orașului, o să ne întâlnim, o vin fie risipitori acasă. Adică este așteptată ca o mare sărbătoare. Eu știu că uneori mai produce și deranj și disconfort și îmi cer scuze pentru acest lucru. Dar și acasă la noi, dacă ne facem ziua de naștere, e clar că în bucătărie o să avem mai multe vase de spălat, e clar că o să avem un gunoi mai voluminos, este clar că în sufragerie trebuie să întindem masa, să punem scaune, mai aducem și la vecini dacă nu ne ajung, ba mai deranjăm și vecinii cu zgomotul și cu muzica, mai curg și firimituri pe covor sau se mai varsă un pahar, se creează și un disconfort. Dar până la urmă, ziua noastră, trebuie să trăim plenar și aceste elemente de spiritualitate pe lângă toate celelalte materiale. Pomeneați un pic mai devreme legat de Ștrand, despre calitatea și cât de importantă este a lucrărilor și aici au mai fost oameni care au zis, da, domnule, s-a asfaltat, s-a făcut, dar nu cum trebuia, nu ca la carte. Această recepție a lucrărilor, și mă refer aici mai ales pe ce înseamnă covor asfaltic în municipiu, pe ceea ce s-a făcut, este controlabil, adică știm că acele firme lucrează corect, știu că la PIDU i-ați întors din drum și atunci la recepția lucrărilor și acum. La PIDU i-am întors din drum de vreo 3 ori, da. Iar la parcarea etajată de la piață de 2 ori, pentru că trebuia să fie inaugurată înainte de zilele orașului. Da, da, și am întors înapoi că nu mi-a plăcut, probabil o vom inaugura pe 30 mai dacă e ok, dacă nu, nu le dau ok-ul. Că și eu mă duc și verific cu proprii mei ochi. Într-adevăr,
avem două mari probleme în societatea românească, implicit și în România, implicit și în municipiul Roman. Avem probleme legate de proiectanți și de constructori. Din capul locului, dacă proiectul pornește cu anumite sincope, îți va da bătaie de cap pe parcurs. Vă rog să mă credeți că n-am avut niciun proiect în care să nu se intervină pe parcursul lui. Adică de la proiectanți, asta e în România, avem o mare problemă cu proiectanții. Și m-am certat cu mulți, am rotit mulți, păi avem proiectanți și de la Bacău, și de la Piatra, și de la Iași, și de la Moinești, și din Bacău, cum am spus, și de la București. Avem proiectanți și din Cluj, și din Iași. Avem proiectanți de peste tot, tot i-am rotit, să găsim când unii cât alții. Știți cum e, când scăp de tanda, dai de manda. N-am întâlnit, eu cel puțin, sper să am ocazia asta, să întâlnesc un proiect tehnic șnur de la A la Z. După toate acestea, hai să spui că iei proiectul, îl mai adjuncționezi, vezi ce faci, vii la licitație. Datorită acestui principiu pe gubos, prețul cel mai mic, coboară foarte mult prețurile. Păi eu vreau să vă informez că, de exemplu, pe apă și canal, apa Servu, care a licitat, s-a luat cu 53% din prețul ofertat, dat ca linii de referință de proiectant. De asemenea, Roman Vodă, corpul B, cu 57% s-a luat. 57,5% s-a luat Roman Vodă. Sigur, aici a fi un monument, am stat pe capul lor, i-am frecat, i-am întors, i-am... Dar vreau să vă spun că după ce se ia și la un preț mic, mai vin și șantierele cu o calitate uneori destul de slabă a oamenilor. Pentru că meseria și adevărați, majoritatea au plecat în diferite țări sau în diferite orașe mai mari. Iar în școli, din păcate, bravo, aici am vrut să ajung, învățământul profesional este sublim, dar lipsește cu desăvârșire. A fost aceea de idee proastă de a transforma școlile profesionale în școală de artă și meserii, nu e și nici artă, nici meserie. Trebuie să ne întoarcem la învățământul profesional. Eu am propus acest lucru și la minister încă din începutul acestui mandat, sfârșitul mandatului trecut și începutul acestui mandat. Trebuie să ne întoarcem la învățământul profesional, trebuie să creăm specialiști, să fie bine plătiți și apoi să le cerem și lucrări de calitate. Noi intervenim, noi mereu întoarcem lucrurile, dar din păcate uneori avem și multe probleme. Însă, vreau să vă spun apropo de drumuri anumite lucruri pe care eu le-am avut aici, sper să le găsesc imediat. Am să vă spun de exemplu, înainte, în general, pe drumuri se făceau doar plombe. Dacă ne aducem aminte, anii 2005, 2006, 2007, 2008, în general erau plombe pe drumuri. Eu am introdus acest nou sistem pentru că m-am gândit, băi, pun plombă lângă plombă, plombă lângă plombă, asta de anul ăsta ține la anul, cea de acum 2 ani sare și tot vin cu plombă. Hai să încercăm și cu covoare. Nu poți totul să acoperi, dar cât mai multe străzi. Am făcut 35 prin PIDU, încă 10 în anul următor, 4 anul trecut, 5 anul ăsta, să știți că ne apropiem aproape de 50% din străzile asfaltate prin covor. Mai mult decât atât, vreau să vă informez că înainte reparațiile pe drumuri prin petice se făceau cu un preț de 75 de lei pe metru pătrat. Iar acum reparații facem prin covoare asfaltice cu un preț de 25 de lei pe metru pătrat. Eu zic că e o mare diferență între prețuri. Mai mult nu vreau să comentez. Da. Dar e la o treime din preț ca să pui covor față de să pui plombă. E un lucru real care există, sunt documente în acest sens, sunt verificabile, deci am căutat să eficientizez cheltuirea banului public, dar în același timp să trecem și la un alt nivel de calitate. În continuare ne lovim de proiectanți, de constructori, dar sper cu spiritul meu intransigent să reușim să-i ținem și până la urmă să înțeleagă că dacă nu fac lucrări de calitate, nu poate să-și obțină banii și să primească recepții. Deși se vorbește foarte mult despre cultură, am văzut la seara Sergiu Celibidache, până la urmă oamenii au înțeles că acolo se desfășoară un lucru minunat și au apreciat. Văd că romașcanii țin la monumentele istorice, deși, dacă mi-aduc eu bine aminte, biblioteca George Radu Melidon a început ca și construcție cu niște patimi politice, pentru că așa întotdeauna, din păcate, ne izbim de partea politică și mai puțin de ceea ce ne interesează pe noi și finalitate. Biblioteca este aproape gata și oamenii se bucură. Mâine este și inaugurarea. Mâine este și inaugurarea, începând cu ora 15. Sper ca bunul Dumnezeu să ne ajute și să nu curgă de sus și să ne putem desfășura manifestările. Este o bijuterie arhitectonică a municipiului Roman. Este o clădire monument pe care foarte mulți romașcani, dar să știți, foarte mulți care vin din afară o îndrăgesc cum o văd. Este o lucrare care va rămâne de acum încolo 10 de ani și care va fi o facilitate foarte importantă pentru
ceea ce înseamnă municipiul roman. Într-adevăr, biblioteca se va remuta în casă nouă, își va reîncepe activitatea la un nivel de standard de desfășurare pe principii de biblioteconomie moderne. Așteptăm ca mâine să putem inaugura în condiții frumoase și bune acest obiect major pe care l-am început încă din primul mandat cu domnul președinte al Consiliului Județean Vasile Pruteanu, care a înțeles, fiind și dânsul profesor, necesitatea modernizării unor clădiri monument, a unor clădiri de cult, a unor instituții de cultură. Și eu cred că este un lucru bun pentru Roman, pentru că alături de alte clădiri monument, cum e Casa Vânătorului, Casa Vârstnicului, Casa Speranței, Casa Căsătoriilor, Casa Hogaș, am reușit să le reabilităm în municipiul Roman, iar nu ne vom opri aici, pentru că pasul următor va fi Casa Sergiu Celibidache. Asta era un of al romașcanilor, știu că toată lumea își dorește. Proiectul este gata, așteptăm la până mijlocul lunii iunie, cred că vom depune și proiectul, atât pe Casa Sergiu Celibidache, cât și pe Muzeul Personalităților Romașcane, Casa Manolescu Strunga, două proiecte importante pe clădiri publice, monumente care vor primi probabil, zic eu, și girul Ministerului Culturii, astfel încât să obținem fondurile europene. De altfel, pentru Casa Celibidache, Ministerul Culturii a trimis scrisoare de intenție prin care dorește să intre în parteneria cu noi, ceea ce înseamnă că este un obiectiv considerat și la nivel național important, care reprezintă atât pentru Roman, pentru Moldova, dar și cât pentru România, un obiectiv de atragere, de atracție, pentru că Sergiu Celibidache a fost unul din cei mai mari muzeologi ai lumii și trebuie să-l cinstim ca atare, fiind de aici din Roma. Nu avem voie să nu ne promovăm valorile, simbolurile, ci din contră să le aducem în fața opiniei publice, aceste elemente de mărturie să devină atractive pentru cei care ne vizitează municipiul, astfel încât Romanul să fie un oraș transformat din a fi un oraș tranzitat în a fi un oraș în care oamenii să rămână măcar pentru câteva ceasuri sau zile, în care să se odihnească și să poată spune: iată un oraș frumos, bine structurat, bine așezat aici în centrul Moldovei. Pentru că ați menționat de fondurile europene, suntem în 2016, totul a pornit în 2014, nu s-a mai deschis niciodată sacul ăsta cu bani pentru România, suntem în întârziere. Suntem într-o întârziere foarte mare. Nu știu dacă dumneavoastră ați văzut central, fiind din presă. Nu ieri. Alaltă ieri, Comisia Europeană a tras un semnal de alarmă pentru lipsa de inițiativă și neatragerea fondurilor europene de către România. Vreau să vă spun că în momentul de față avem cel puțin două domenii de activitate paralizate pe atragerea fondurilor europene, pentru că guvernul de acum 2 ani, 3 ani, 4 ani nu și-a făcut temele și nu a pus la punct strategii de dezvoltare sectorială. Vreau să vă informez că în momentul în care s-a depus o listă majoră de proiecte la nivel național, Comisia Europeană a întors înapoi, că a spus unei strategia de dezvoltare pe sănătate, unei strategia de dezvoltare pe învățământ. Este foarte important să avem aceste strategii de dezvoltare, pentru că ele arată viziunea, iar totul la nivelul Uniunii Europene se face planificat și predictibil. Dacă aceste lucruri nu sunt bine structurate, nu sunt bine gândite, nu sunt bine așezate, Comisia Europeană nu finanțează pe ochi frumoși. Drept pentru care în momentul de față guvernul lucrează galopant pentru ca până în luna august să finalizeze aceste strategii de dezvoltare sectorială, iar eu sper măcar din toamnă să putem să înceapă ghidurile pentru care să ne pregătim cu proiecte să atragem fonduri. Din păcate, am pierdut și 2014, am pierdut și 2015, pierdem și 2016 pe capitolul învățământ și educație. Vom reuși să depunem proiecte, iată, pe ce înseamnă anvelopare termică a blocurilor, pe eficiență energetică. De altfel, în ședința de alaltă ieri a Consiliului Local, noi am aprobat indicatorii tehnico-economici pentru primul calup de blocuri pe care vrem să le eficientizăm energetic și până la sfârșitul lunii vom depune așadar primul proiect pe fonduri europene din nou exercițiu financiar 2014-2020. Din păcate, România n-a învățat nimic din greșelile făcute în exercițiul 2007-2013. Iată că repetăm aceleași gafe, aceleași stângăcii, poate chiar și mai mult, și din păcate România nu poate să-și permită să piardă aceste fonduri, fiind o țară, dacă vreți, în curs de dezvoltare, care încă nu are forța economică pentru a se poate autosustine. Este păcat să nu luăm acești bani care ni se cuvin, care sunt ai noștri. Dar din păcate, eu am spus-o și o repet, în această țară eu cred că pe primul loc
ca deficiență majoră nu este corupția. Eu cred că pe primul loc este incompetența. Faptul că corupția poate să creeze un flagel, poate să creeze un embrion care să roadă, să cancerizeze acolo, dar incompetența generează de jur împrejur o boală, dacă vreți, extinsă, care duce până la urmă la o dezvoltare lentă sau chiar la subdezvoltarea României. Am atras atenția de fiecare dată când am mers la București în Parlament sau în Guvernul României că trebuie luate măsuri în timp și la întâlnirile cu Asociația Municipiilor din România la AMR. Am atras atenția de fiecare dată și am rugat, haideți să facem lucrurile cum trebuie, haideți să nu pierdem pași, pentru că iar o să ne îngrăbim în ultimii 2 ani de exercițiu financiar și atunci nu o să fie timpul fizic să luăm acești bani. Trebuie puși oameni competenți, trebuie puși oameni care cunosc să facă și să dezvolte mecanisme de atragere a fondurilor europene. Noi, Romanul, de exemplu, suntem pregătiți. Eu pot să vă arăt strategia de integrată de dezvoltare a municipiului Roman, care a fost 2 ani s-a lucrat la ea. Grupuri de lucru au lucrat circa 100 de persoane, specialiști din diverse domenii de activitate, pe învățământ, sănătate, mediu, ordine publică, cultură, sport, au lucrat la această strategie. Avem în această strategie proiecte prioritare strategice, portofoliu de proiecte, un portofoliu de 40 de proiecte pe care noi le-am propus. Vreau să vă spun că nu se pot obține fonduri europene dacă noi spuneam și de cultură și de învățământ, nu se pot obține fonduri europene dacă nu ai o strategie de dezvoltare durabilă, care este document, este carta unei instituții sau unei administrații publice locale pentru atragerea fondurilor europene. Deci aici au lucrat peste 100 de specialiști în grupuri de lucru. Chiar auzeam unii de candidații mei că propun proiecte noi, cum ar fi reabilitarea pieții centrale. Iată la punctul 5 se și regăsește modernizarea pieței centrale. Dacă vorbim de cinemaul, că suntem aici, Unirea, iată îl găsim la punctul 4. Sunt proiecte care deja sunt prinse, sunt proiecte care deja au documentații tehnice făcute, sunt proiecte care așteaptă ghidurile, astfel încât să putem intra și să putem atrage fonduri și să ne dezvoltăm. Mai mult decât atât, și am să închei, avem și proiecte complementare proiectelor strategice prioritare, un număr de 84 de proiecte complementare care sunt prinse, pentru că această strategie de dezvoltare este pentru perioada 2014-2027, adică noi nu pregătim dezvoltarea municipiului Roman pentru acest an sau pentru celălalt, ci este vorba despre o cartă care cuprinde dezvoltarea municipiului Roman până în anul 2027. E bine să avem o viziune pe termen lung, sigur, dacă am avea și la nivel central și toate guvernele. Dacă am avea și la nivel central, România ar merge altfel. Din păcate se lucrează heirupist, din păcate unii vin și nu știu pentru cât timp stau și atunci nu se înhamă la muncă și suntem în starea de fapt pe care o vedem cu toții. Mulțumim foarte frumos pentru faptul că ați acceptat invitația noastră. Vă las dumneavoastră finalul de emisiune, fiind o emisiune electorală. Vă mulțumesc frumos și vreau să transmit tuturor romașcanilor că am mare încredere în ei. Așa cum au văzut că și ei au încredere în mine și la întâlnirile pe care le am în cartiere, în diferite zone ale orașului, m-am bucurat de aprecierea și simpatia romașcanilor mei și invit pe 5 iunie să fim din nou împreună, să ieșim, să pierdem din timpul fiecăruia 10-15 minute să mergem la vot. Este foarte important să votăm, pentru că zicând lasă că oricum iese persoana respectivă, de lăsare aduce până la urmă poate duce și la eșec. De aceea eu invit pe toți romașcanii care cred în mine să mergem împreună la vot, să votăm poziția întâi pe buletinul de vot. Laurențiu Dan Leoreanu, primar PNL, poziția întâi pe buletinul de vot. Echipa pentru Consiliul Local, echipă care a lucrat, oameni profesioniști pe care o aduc în fața romașcanilor, poziția 1 pe buletinul de vot. Echipa pentru Consiliul Județean, poziția 1 pe buletinul de vot. A vota 3 buletine pe poziția 1 înseamnă continuitate, dezvoltare și modernizare la Roman. Vă mulțumesc pe încredere, vă asigur de toată stima și respectul meu. Dumnezeu să binecuvinteze Romanul și pe romașcani. Îmi doresc un Roman de care copiii mei să fie mândri. Îmi doresc un Roman frumos, un Roman cu oameni educați. Îmi doresc ca Romanul să fie un oraș prosper, în care romașcanii să beneficieze de servicii medicale de calitate. Îmi doresc un Roman performant în toate proiectele pe care și le-a propus. Îmi doresc un Roman frumos ca ziua de astăzi. Îmi doresc un Roman curat, un Roman al romașcanilor. Îmi doresc ca Romanul să devină un oraș european prin folosirea energiei neconvenționale. Îmi doresc un Roman sigur, un Roman european. Îmi doresc ca Romanul să rămână un oraș curat. Îmi doresc ca această comunitate unde m-am născut să fie o comunitate bazată pe proiecte durabile. Îmi doresc să continuăm pentru un oraș european,
O echipă pentru Roman, un Roman pentru marea familie. Laurențiu Dan Leureanu și echipa liberală. Cu noi, viitorul are sens.